O cafea cu lapte poate avea un efect antiinflamator benefic datorită combinației de proteine și antioxidanți pe care îi conține, care dublează capacitatea celulelor sistemului imunitar de a lupta împotriva inflamațiilor. Când bacteriile, virusurile și alte substanțe străine pătrund în organism, sistemul imunitar răspunde eliberând celule albe din sânge și substanțe chimice cu efect protector, o reacție numită inflamație care apare și în cazul supra-solicitării tendoanelor și a mușchilor sau al unor afecțiuni precum artrita reumatoidă. Un nou studiu realizat la Universitatea din Copenhaga, Danemarca, a analizat efectul antiinflamator al combinării polifenolilor și proteinelor, iar rezultatele s-au dovedit promițătoare. Am arătat că atunci când un polifenol reacționează cu un aminoacid, efectul său asupra celulelor imunitare în vederea inhibării inflamației este sporit. Prin urmare, este evident de imaginat că acest cocktail ar putea avea și un efect benefic asupra inflamației la oameni, a explicat un profesor care a condus studiul. Cercetătorii au descoperit că celulele imunitare tratate cu combinația de polifenol și aminoacizi s-au dovedit de două ori mai eficiente în combaterea inflamației comparativ cu celulele cărora li s-au adăugat doar polifenoli. Studiile anterioare ale acestei echipe au demonstrat că polifenolii se leagă de proteinele din produsele din carne, lapte și bere. Pentru acest studiu, cercetătorii au testat dacă moleculele se leagă între ele și atunci când cafeaua este amestecată cu lapte. Cafeaua conține polifenoli, iar laptele este bogat în proteine. Rezultatul nostru arată că reacția dintre polifenol și proteine are loc și în cafeaua cu lapte, produs pe care l-am studiat. De fapt, reacția are loc atât de rapid încât a fost dificil să o evităm în oricare dintre alimentele pe care le-am studiat, a explicat profesorul care a condus studiul. Cercetătoarea este convinsă că această reacție și efectul antiinflamator potențial benefic apare și în cazul combinării altor alimente proteice cu fructe sau legume bogate în antioxidanți. Industria și comunitatea oamenilor de știință care cunosc avantajele polifenolilor studiază modul în care pot fi adăugate cantitățile potrivite de polifenoli în alimente pentru a obține cea mai bună calitate. Deoarece oamenii nu absorb atât de mulți polifenoli, numeroși cercetători studiază modul în care aceștia pot fi încapsulați în structuri proteice care să le îmbunătățească absorpția în organism. Această strategie are și avantajul de a spori efectele antiinflamatorii ale polifenolilor, a conchis cercetătoarea. Relatează Digi24.ro.